Cei născuți în semnul vărsătorului au marea provocare a momentului, acumularea de planete în Capricorn, în casa a 12-a. Teoretic, ea nu este de natură să creeze fapte, evenimente concrete, fapte materiale, relații, dar poate să creeze stări de spirit, poate să genereze și să întrețină o atmosferă de o anume însingurare, de o anume tristețe sau dezamăgire sau scepticism. Poate că dezamăgirea nu este lucrul cel mai propriu unui vărsător, de altfel nici tristețea. Dar pentru că de obicei capătă imediat nuanța de revoltă. Trăirile puternice sunt petrecute în forul interior al vărsătorilor, de obicei sub forma unui tumult, a unei răzmerițe afective, ei se războiesc cu ei înșiși, cu familia, cu lumea, cu societatea, cu toată lumea. Multe până îl super pe un vărsător, că atunci el este supăratul general și total, e supăratul mondial și absolut. Acum, el nu este neapărat supărat, cât este sceptic. Este una dintre dimensiunile de care spuneam că dă dovadă vărsătorul prin mentalul superior care ajunge și îl conduce, îl îndeamnă, îl împinge să vadă foarte multe lucruri așa cum sunt, fără haina frumoasă, fără promisiuni, fără iluzii, fără autoiluzionare și fără înșelăciuni sau înșelătorie sau autoînșelare. Vede lucrurile și oamenii așa cum sunt, vede realitatea așa cum este și evident că nu-i place nici ce vede, nici ce aude, nici ce simte. Și până când va ajunge în faza războinică de care tocmai vorbeam, adică să-și asume această dificultate și neregulă și să o schimbe, să o răstoarne, să o deformeze, să o anihileze prin gesturi paradoxale și șocante, până atunci, adică în chiar răstimpul pe care îl analizăm, între 15 și 21 ianuarie, vărsătorii să trăiască totul, să rumege în mintea lor aceste ipostaze. Le place această disecare ușor masochistă, le place să sufere, să vadă cât de neregulă e și cât de mare e o anume neregulă și cât e o disarmonie de profundă și cât este de departe momentul în care ei vor reuși să stingă prin fapte bune sau prin fapte normale ori profitabile ceea ce este acum depreciativ și denaturat, dereglat în viața lor. Dar este vorba de o stare de spirit. Ea va fi cu atât mai acută cu cât avem de a face cu persoane mature, cu persoane dotate, cu educație, cu o viață intelectuală bogată, mobilate mental, cu o disponibilitate de a gândi și înțelege lumea și viața într-un mod profund. Sunt însă și persoane mai superficiale sau poate mai egoiste, preocupate doar de universul lor și care nu sunt chiar așa de motivate încât să se cufunde în gânduri și să trăiască în felul acesta. Și atunci aspectul va fi unul superficial și va dura exact cât vor dura și aceste zile. Între 17 și 19 ianuarie, casa întâi a personalității lor va fi traversată de lună. De-a dreptul îi pregătește pentru ce va să vină, îi antrenează pentru două momente care se și petrec. Pe 18 și 20 ianuarie, planeta Venus, micul benefic și Soarele vor intra în sectorul lor natal. Vor avea energie, vor avea putere, vor avea entuziasm, încredere, un suflu vital real, îl vor simți și ei, îl vor observa și cei din preajmă, care chiar le vor spune celor născuți în vărsător că s-au schimbat, că arată mai bine, că sunt mai prezenți, că sunt mai activi, că sunt mai simpatici, că sunt mai inventivi, că sunt un pic altfel. Și acel altfel e într-o notă pozitivă. Soarele împreună cu planeta Venus vor avea darul și menirea de a atrage norocul asupra vărsătorilor. În proporții diferite, de la caz la caz, vor fi situații și împrejurări de care nativii vor profita. Se vor simți bine, vor fi protejați față de riscuri și accidente, vor evita situațiile complicate și încurcate, ceea ce este într-adevăr un lucru foarte bun. Între 19 și 21 ianuarie, luna se va afla în casa banilor și este posibil ca ei să aibă un mic avantaj, un mic câștig sau să rezolve
o problemă într-un chip subtil și delicat. În principal, este vorba de un aranjament care presupune ca ei să desfășoare o activitate și, evident, aceea să fie retribuită. Nu este o mare colaborare, nu este un contract de serviciu pe termen determinat, dar este o ipostază care lor le va face plăcere prin ceea ce vor desfășura ca activitate și le va aduce un strop de beneficiu prin venitul câștigat într-un chip onest. Rămâne în continuare valabilă povara sau presiunea exercitată de planeta Uranus, guvernatorul vărsătorului, care se află în casa a treia, în semnul berbecului. De acolo el, ca un spiriduș, ghiduș, nu face decât să îi provoace pe nativi. Sunt o serie de situații, mai ales din categoria celor publice, care se aud și se văd de către mai multe persoane. Vărsătorii vor fi obligați să se pronunțe asupra unui subiect delicat, să facă o declarație destul de riscantă pentru imaginea lor publică, ori să se implice într-un conflict verbal, ideatic, și le va fi foarte greu să ia partea cuiva, ori să combată pe cineva cu argumentele pe care le au din varii motive. Țin la acel, îl prețuiesc, le e frică de consecințe, ori simt că sunt manipulați. Mai rămâne valabilă și chiar foarte activă, ba chiar aș spune revigorată și nuanțată, capătă alte game cromatice, combinația Jupiter-Marte de pe casa a 10-a a puterii. Odată cu intrarea Soarelui și a planetei Venus în casa întâi, despre care am spus că fundamental este o poziție favorabilă vărsătorilor, pe direcția relației complicate cu Jupiter și Marte din Scorpion, nu o mai putem defini la fel. Aici, pentru toți cei care au funcții, imagine publică, autoritate, responsabilități, se pune problema unor situații inedite, a unor curiozități existențiale și sociale, să întâmpine vrăjmășii și ostilități absolut nemotivate. Situații din care nu pot să iasă prea lesne decât cu multă răbdare și cu multă abilitate. Ipostaze pentru unii cruciale, pentru alții decisive sau esențiale, prin care ei se vor cunoaște mai bine dacă sunt tineri. Dacă sunt maturi și se știu bine și fără aceste experiențe, vor ști la ce să facă apel din perspectiva trecutului care le-a fost de folos, ce resorturi să declanșeze și unde să pună o estompă. Transitul nu este deloc simplu și ușor per ansamblu pentru vărsători. Chiar dacă sunt elemente bune, sunt și multe provocări. Sunt și multe aspecte care țin de niște săptămâni și luni, care vor dura niște săptămâni și luni. Atenție la combinațiile vicioase între prietenie și sentimente, între prietenie și funcție, între datorie și recunoștință. Unii dintre vărsători pot să intre în acest complicat mecanism personal și social sau profesional și să își reprime sau să-și inhibe dorința de a face dreptate, ceea ce le incumbă prin funcție, tocmai pentru că ar trebui să dea într-un prieten sau ar trebui să lezeze o persoană pe care o prețuiesc, căreia îi sunt datoare cu ceva în viață. Acest joc între rațiune și simțire, între datorie și conștiință, este o componentă importantă pentru toate persoanele cu imagine, funcție, rang și demnitate, așa cum spuneam. Pe de altă parte, trecutul nu le dă pace și combinațiile acestea, dacă sunt resuscitate sau activate de un mecanism care s-a mai petrecut odată în viața lor, are o funcție oarecum de inhibiție. Ei se vor speria și se vor bloca zicând se întâmplă ca în anii trecuți, se întâmplă ca atunci. Și numai amintirea este suficientă pentru a-i bloca și pentru moment să amâne o decizie zicând aștept să văd cum evoluează situația, voi decide în funcție de nuanța pe care o va căpăta acum în prezent respectiva ipostază de viață.